Bună dimineața! Suntem împreună cu Mihaela Botezan, unul dintre atleții de top ai Clujului, cu peste 40 de participări la competiții de prim rang, gen Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, campionatele europene, Supercupa Europei. De câți ani alergi? De peste 25 de ani, din dorința de a vedea lumea. Undeva sistemul comunist l-am încheiat în clasa 8-a și mi-a plăcut ideea de a călători, pentru că până atunci am fost limitate și sportul mi se părea o posibilitate de a vedea lumea. Ați început de când erai în școala generală? Exact, ceva de genul, vin dintr-un oraș micuț în care câștigam toate competițiile și nu înțelegeam de ce, dacă ajungeam la nivel județean locul întâi, nu puteam să mă duc la un campionat național. Deoarece nu aveam o echipă în spate, să te calificai cu echipa. Și m-a intrigat chestia asta și m-a provocat. M-am mutat la liceu sportiv la Deva, după ce am dus o muncă de convingere cu părinții de mai bine de un an de zile. Și am reușit să ajung la Deva, de acolo am venit în Cluj, a urmat cursul FIRES, Facultatea de Educație Fizică, managementul organizațiilor structurilor sportive, toate studiile mele în domeniul educației fizice. Ce te motivează să participi la competiții? Ce îți dă energia necesară? Un stil de viață sănătos. Faptul că am putut să văd lumea, faptul că medicii m-au provocat acum vreo 15 ani și mi-au spus că nu o să prind vârsta de 40 de ani, deoarece amândoi părinții mei erau bolnavi de cancer. Și eu m-am încăpățânat, chiar i-am spus atunci fratelui meu, eu nu o să fiu bolnavă la 40 de ani. Și alerg acum la 40 de ani. Și alerg și chiar vreau să-mi fac baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Ce înseamnă pregătirea pentru astfel de competiții? Cum te antrenezi? Ce mănânci? Cât dormi? E multă, multă muncă. Bineînțeles că acum apărând un copil și serviciu, 8 ore, orele de antrenament sunt mai puține, dar am în spate 25 de ani de muncă în care de multe ori erau 200 de kilometri pe săptămână parcursi în antrenamente. Este foarte, foarte multă muncă și nu e muncă de o zi, două, ci de luni de zile și de ani de zile. Un maraton, o pregătire de maraton se construiește în 3-4 luni. Poate de exemplu în 2004, când a fost anul Jocurilor Olimpice de la Atena, am avut pauză 2 săptămâni. În rest, cantonamente, Spania, Tunisia, altitudine, foarte multă muncă. Și ce m-am axat pe mâncare naturală. Am încercat să-mi găsesc surse cât de cât controlate, dar din satele din apropierea zonei în care mă aflam în pregătire. Să fie crescute natural. Cât se poate. Cât se poate de natural. Că am observat o tendință la țară că dăm totuși niște produse hormonate. Am conștientizat că suntem ceea ce mâncăm și atunci am pus mare accent pe ceea ce mănânc. Foarte multe legume, foarte multe semințe, ceea ce dă energie imediată și de calitate. Mâine e maratonul Clujului. Săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni ai participat la semimaratonul Brașovului. Exact. Chiar vreau să vă împărtășesc din experiența mea plăcută de acum 2 săptămâni de la semimaratonul Brașov, unde am ajuns într-o stare de epuizare fizică și mi-am propus să merg doar să mă bucur de peisaj și am testat pentru prima dată vitaminele lipozomale, vitamine care se absorb foarte repede și într-o proporție foarte mare la nivel celular, care sunt ușor de administrat, doar torn conținutul unui pliculeț în puțină apă și nu provoacă niciun fel de disconfort, gen gaze sau arsuri sau disconfort. Veneam undeva după niște misiuni, pentru că lucrez în domeniul militar, mai grele, eram foarte obosită și am zis, ok, o să mă duc la Brașov, să mă bucur de cursă, să mă bucur de peisaj. Am ajuns la Pietrele lui Solomon, unde unde apărea un peisaj frumos, se deschidea un peisaj frumos și zic, mă duc să mă bucur de tot ce înseamnă natură și sănătate.
Și am testat aceste vitamine lipozomale în competiție și m-am surprins eu pe mine cât de bine am putut să mă simt și cât de ușor treceam de adversare, chiar dacă concurența a fost internațională, gen Ucraina, Ungaria, plus sportivele noastre de top. Și am terminat pe poziția a doua. Bineînțeles că mâine, cu o echipă de mămici, pentru că doresc să transmit ceva comunității în care locuiesc, am format o echipă de mămici cu care am fost anul trecut locul 2 la maratonul de la Viena din 3700 de ștafete și mâine vrem să câștigăm. Felicitări! Mulțumesc! Ești implicată în mai multe proiecte, deci nu numai competițiile sportive, ești implicată în activități și pentru copii. Conduci chiar clubul CS Atletic Cluj? Exact, l-am înființat acum 4 ani în ideea de a avea ceva când mă retrag din competițiile sportive. Dar ei mi-au dat puterea să merg mai departe și să visez în continuare că pot să ajung la Jocurile Olimpice. Pentru ei sunt un exemplu și vor să mă urmeze. Vor să fiu în continuare activă. Și da, sunt aproximativ 40 de copilași în club cu care mă duc la competiții. Avem chiar și rezultate la nivel național, un loc 3, un loc 2 și sperăm că mai bine anul acesta. Deci există șanse și pentru alte mămici să participe la maratoane cu o pregătire adecvată de minim 3-4 luni înainte. Exact. Continuitatea este cheia succesului. Îți mulțumesc frumos. Aveam o întrebare. Spune. Ce sfat ai da unei persoane care acum se apucă de alergat, acum conștientizează importanța unui regim de viață sănătos a sportului? După cum ziceai, pe tine te-a motivat activitatea, în activitatea sportivă, istoricul medical al familiei tale. Ce sfat ne-ai da nouă muritorilor de rând? Să trăiască activ. Indiferent care este sportul pe care îl practică, să-l practice cu regularitate. Eliminăm foarte multe toxine, foarte multe energii negative prin... Bineînțeles, suntem născuți pentru alergat. Eu le recomand alergatul. Este sportul cel mai complex care te ajută, indiferent de problemă. Mulțumim frumos! Mult succes mâine! Mulțumesc!